Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Suntem pe 7 august 2021 și am zis să vă prezint și problemele, că în filmele trecute am tot zis că am și probleme. Aici este o colonie, o să dau catul jos. La ultima verificare am găsit două regine. Una era trântorită și una proaspăt eclozată. Fiindcă botca dată provine dintr-o familie de schimb liniștit, mă gândeam că probabil acel instinct de schimb liniștit face acest lucru, ca pe patru rame să fie doar să găsești două regine. Eu sper să se fi rezolvat această problemă. Am zis că o să-l desfințez în totalitate, dar totuși am venit să arunc o privire, să văd ce s-a mai întâmplat. Albina, atunci am restrâns-o pe patru rame, aceste patru rame. Se poate colecta și un pic de propolis anul acesta. Aici este propolis. Acela este, deci propolisul colectat de pe rame, iată cum e aici și aici, este de calitate inferioară, așa se numește, dar folosesc pentru mine, eu consum zilnic propolis. Ca să înțelegeți de ce folosesc, de ce consum propolis, având de la inimă pus valvă artificială, nu am voie să fac infecții în corp de niciun fel. Și pentru a preveni acele infecții, consum tinctură de propolis. Bun, acum că am zis și la ce folosesc propolisul, hai să vedem care-i treaba cu această mică colonie, dacă s-a selectat singura matca cea bună. N-am putut să elimin niciuna dintre ele, fiindcă nu știam care e bună. Nu știam care e bună, aveam eu bănuială că una dintre ele e bună, nu știam care. Aici este încă o matcă, iată aici o avem, e aici matcă. Fiindcă se o găsesc pe rama aceasta, e goală rama aceasta, e goală. Albina având foarte puțină, mâncare are după diafragmă, dar nu-i ce trebuie. Iată, puietul arată bine, din păcate avem două celule cu larvă moartă în ea. Dar, fiind albină foarte puțină, s-ar putea să fi răcit un pic. Nu-i puietoros, a răcit un pic. Iată, am acolo matca, am și puietul ei, arată bine, dar aceasta, nu știu în momentul respectiv ce să fac cu această colonie. Chiar nu știu.
Bun, și aici avem un pic de puiet. Ideal ar fi să iau acest puiet, dar nu o să o fac. Este pe 4 rame. Complicat, ar trebui să scutur albina, să dau ramii la colonii mai puternice, dar nu vreau acest lucru. O să încep și la ea stimularea cu. Trebuie să menționez că mai poate să găsiți larve moarte și din cauza că nu poate să-și aducă apă. La urdinești sunt foarte puține albine, nu poate să-și aducă apă și atunci acele larve mor deshidratate. Da, deci asta este o problemă. Matca bună a rămas în colonie. Eu o să încerc să salvez. N-am ce să-i fac mare lucru. O las tot așa, doar că vin cu sirop. Să poată să se hrănească, să aducă apă suficientă, să aibă lichid în această micuță colonie. Miere are după diafragmă, aici are miere suficientă, pentru cât ea este de mare, are aici miere cât îi trebuie, mai are și ramele respective. Și să vin cu siropul la ea. Deci aceasta este una dintre colonii cu probleme. Avem o matcă, dar și ouă, are puiet. N-am să-i mai fac altceva decât să... Ideal era ca albina aia să eclozeze. Nu știu cum o să-și organizeze cuibul, având rame goale. Vom vedea peste o lună, vom urmări această colonie și o vom vedea peste o lună. Aici are o ramă full, cum e bun. Îi trebuie căldură și albina a scăzut, își face mai greu căldura. Să sperăm că va ecloza de acolo. Îi fac aici pe mijloc o fereastră. Aici venim cu sticluța cu ulei esențial. Chiar ești curios dacă această colonie cu probleme va reuși să intre în iarnă. Soluția e foarte simplă pentru a ierna, dacă e cazul. Acele rame goale, după ce eclozează tot puietul, vor fi înlocuite cu miere. Și cam asta este. Deci, iată o colonie micuță cu... A fost cu probleme, au fost două regine. Acum cam asta este. Bun, mergem mai departe. Până data viitoare, numai bine.